Păi, Jor, de ce nu te duci la vară și te joci? Ce faci tu aici? Mă gândesc. E bravo! La ce te gândești, mă rog? La pom. Da? Tăticule, tu știi cum se numește pomul care face ciuf? Păi nu ești așa ceva, tăticule. Păi cum să nu, tăticule, pomul care face miere se numește măr? Pomul care face prune se numește prun? Pomul care face portocale se numește portocal? Da. Atunci cum se numește pomul care face ciur? Păi te lași toată că nu există așa ceva. Există, tăticule, am văzut eu un plin de ciori. Poate că și-a plecat de câte ciori avea în el. Ei bine, ciorile venea la pom și a dat grenge lui, ai înțeles? Da. Da. Și când se coccat? Cine? Ele, ciorile, când se coccat? Ciorile nu se coc. Rămâne? Păi cum să rămână pe ea, dacă rămân negri? Câte negre, tăticule? Negre. Negre de tot, de tot? Negre de tot, de tot. De tot? De tot. Ca o locomotivă care trece în altă pentru el. Ai înțeles? Am înțeles. Da. Un singur lucru n-am înțeles. Da. Cum se numește pomul care face ciori? Puișor drag, puișor scump. Una e pomul, alta ciorile. Ciorile vin acum mai vizită la pom. Ai înțeles? Aha. Și merele când vin în vizită la măr? Merele nu vin în vizită la măr. Merele care cresc în măr. Și după ce cresc? Zboară? Merele nu zboară, merele cad. Păi de unde cad dacă nu zboară? Din măr! Tăticule, ce fac ele în măr? Fac să fac ciorile, stau! Am înțeles, tăticule, am înțeles tot. Mi-a explicat foarte bine, da, foarte bine. Un singur lucru n-am înțeles. Cum se numește pomul ăla care face ciorile? Puișor drag, puișor scump, du de afară să te joci, că pe mine mă doare capul. Nu mai pot, nu mai pot. Tăticule, ce faci acolo? Mă gândesc. Frumos! Și la ce te gândești tu, tăticule? La pom. Pomul care face mere se numește măr. Pomul care face prune se numește prun. Pomul care face portocale se numește portocal. Atunci cum se numește pomul care face ciori? Nu există așa ceva, tăticule.